De unde le procurați? De cum vă ocupați cu asta? Nu de când. De fiind asta, minorterea mai ușor? A fost o zi cu 3 ceasuri rele pentru mai mulți traficanți de droguri. 10 tineri au fost ridicați de ofițerii de la Antidrog și au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate și Antidrog, împreună cu jandarmii de la trupele speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins în locuințe din Timiș și Cara Severin. Se pare că aici exista o filieră de traficanți de droguri care acopereau zona de sud a județului Timiș. A fost monitorizată timp de mai multe luni, începând cu toamna anului 2023. Drogurile care sunt din categoria celor de risc și mare risc erau folosite atât pentru consum propriu, cât și pentru vânzare.